totuși, ca să ne fie atră bine maximă. Mulțumim! Să mă ridic acum, da, 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 da,
Cinstita preoțime și în Hristos diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului să ne miluiește. Pentru credinciosul popor român de pretutindem, pentru cărmuitorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și iubitori de Hristos armată, Domnului să ne miluiește. Pentru nobilul Dumnezeu Valentin și Elena Maria Alina, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne miluiește. Pentru ca să ni se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cele către mântuire. Apostele săvârșită, pașnică și ajutor, să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie păziți în viață și petrecere fără prihană, ca Domnul Dumnezeul nostru să lăduiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată. Dumnezeul nostru să lăduiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria cu toți sfinții, s-o pomeni. Prea sfântă născătoare și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel veșnic și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și Rebecca și arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robitei aceștia, povățuindu-i pe deși spre tot lucru bun, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu este ție slavă. Amin. Pace tuturor și Duhul capetele noastre, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstă și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Să rugădește robului Dumnezeu Valentin cu roaba lui Dumnezeu Elena Maria Alina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să rugădește robului Dumnezeu Valentin cu roaba lui Dumnezeu Elena Maria Alina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să rugădește robului Dumnezeu Valentin cu roaba lui Dumnezeu Elena Maria Alina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rugodește roaba lui Dumnezeu Elena Maria Alina cu robul lui Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugodește roaba lui Dumnezeu Elena Maria Alina cu robul lui Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugodește roaba lui Dumnezeu Elena Maria Alina cu robul lui Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeul nostru, care împreună
împreună cu sluga patriarhului Avram, ai călătorit în Mesopotamia, trimisându-l să răgădească femeia stăpânului său Isaac. Și prin mijlocirea scoaterii de apă, ai descoperit să răgădească pe Rebeca. Iisus binecuvintează logodna robilor de acestora, Valentin și Elena Maria Alina, și întărește cuvântul ce și-au dat. Numește pe ei cu Sfânta Unire, cea de la tine, că din început ai zis, din parte bărbătească și femeiască, și de la tine se însoțește bărbatului, femeie spre ajutor, spre dăinirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și păgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce are șeptei din neam în neam, caută spre robul tău, Valentin, și spre roaba ta, Elena, Maria, Alina, și întărește logodna lor în credință, înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt. Prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului. Prin el s-a arătat adevărul Tamarii. Prin el Părintele nostru Ceresc s-a îndurat spre Fiul Risipitor când a zis, dați-ne în dreapta Lui și junghim viță lui gras mâncând să ne veselim. Această dreapta Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu al Tău cuvânt puternic și cu brațul Tău înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inimilor cu binecuvântare cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că Tu ești Cel ce binecuvintezi, sfințești toate câte strângi ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul nostru, Marie. Lasă de Iisus și mântuirea sufletelor noastre, Domnule Iisus. Pentru pacea în toată lumea, statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și unirea tuturor Domnului Iisus. Aceasta și pentru cei ce cu credință evlavie frică de Dumnezeu pentru asta Domnului să ne rugăm. Domnului Iisus! Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Domnului Iisus! Sub poporul unde pretutinde, încărmăitorii țării noastre, mai mari orașelor, satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Domnului, pentru robii lui Dumnezeu, Valentin și Elena Maria Alina, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Domnului, pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, să li se dăruiască lor viață cumpătată și naștere de prunci bun spre folos Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci bun și purtare fără prihană în viață, Domnului, să ne rugăm. Să lor și nouă toate cerurile către mântuire, să fiți slăviți și noi de Dumnezeu, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Și de la Sfânta Curată, prea binecuvântată, Mărita Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoare și Curea Fecioară Maria cu toți Sfinții, Sfânta Sfântă Născătoare, Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție se toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule cel preacurat și ziditorule a toată făptura, care din iubirea Ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe deși și ai zis, crește și vănuți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi i-a arătat un trup prin însoțire, că și pentru aceasta va lăsa un pe tatăl său și mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce-ai binecuvântat pe robul tău Avram și-ai deschis pântecele sale și l-ai făcut tata multe neamă. Cel ce-ai dăruit în sagră vecă și-ai binecuvântat nașterea ei, care-ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din trânsul i-a arătat 12 patriarhi,
cel ce-i însoțit pe Iosif cu asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și Manase, care îi primi pe Zaharia și Elisabeta și le-ai dăruit lor prunci pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din trânsa te-ai întrupa și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și multa ce era acolo ai binecuvântat-o ca să arăți că din voia ta se face însoțirea după lege și naștere de frunci din trânsa însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul tău nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și de robilor tăi acestora Valentin și Elena Maria Alina, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unea către altul, legătura păcii, dar de prun, seminție cu viață îndelungată, cu nuna neveștejită a măririi, învrăicește pe dinși aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și vede lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului. Umple caselor de grâu, vin, unt de lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți și dăruiește celor ce sunt împreună cu dâns și toate cerurile pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și înduraș și iubitor de oameni ție slavă, ți-a împreună și celui fără început al tău, Părinte, și preasfântului bunului de viață pe Domnului tău, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Tainice și Preacurate și Legiuitorul Nunții Trupești, Păzitorul Nestricăciunii și Chivernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții, Însuși, Stăpâne, cel ce de început ai zidit pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu-i bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, ai zidit femeie pe care văzându-o Adam, a zis, iată acum unul din oasele mele și trup din trupul meu, Elena Maria Alina, și de roabei tale acestea să se plece în toate bărbatului său și robului tău acestea să fie ca femeie, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și Sara. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și Rebecca. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și toți patriarhii. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și Asineta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și Semfora. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și Ana. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și Elisabeta. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele Chitului. Păzește-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinții trei tineri, trimițându-le lor rouă din cer. Și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Alina când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, Sem și Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor până din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinții lor, care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeriile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii tăi, Andrei și Mădălina, nașilor și de nuntașii ce s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul tău, Valentin, și de roaba ta, Elena Maria Alina, și îi binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecului prunci bun și bună înțelepciune să petească, trupească, în alții pe dânsii care sunt din banului ca o fie otrăzlită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndesularea vă să sporească spre totul de bun și binecuvântie să vadă pe fiii tinilor lor, ca niște mlădițe tinerii de măsline în prânzul mesei lor și bine plăcând înaintea ta, să strălucească ca luminătorii pe cer în tine, Domnul nostru, care să te vine slavă, puterea cinstă și închinăciunea, împreună și Părintelui tău, fără început și Duhului tău de viață, Făcător, acum și pururea și în vecii vecii. Amin! Domnului să ne Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ însuși. Și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Valentin, cu roava ta, Elena Maria Alina. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe dinși într-un gând, încumunează-i într-un trup, dăruiește lor roadă pântecelui, dobândire de prânj bun. Ca a ta este stăpânirea și a ta împărăția, puterea și slavă. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului, viva acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cumână Duhului Dumnezeu Valentin, roaba lui Dumnezeu, el
Elena Maria Lina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Seamănă rogului Dumnezeu Valentin cu roaba lui Dumnezeu Elena Maria Lina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Seamănă rogului Dumnezeu Valentin cu roaba lui Dumnezeu Elena Maria Lina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Elena Maria Lina cu robul lui Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Elena Maria Lina cu robul lui Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dus. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe și să luăm aminte pace tuturor. Duhului Tău, pus ai pe capătele locul unde pietre scumpe viața au cerut de la tine. Înțelepciune, pe Sfânta Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu Tatăl. Supuneți-vă altuia într-o frică a lui Hristos, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femei, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Căci precum biserica, precum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățind-o cu baia apei prin cuvânt, și ca să o învățișeze ție și biserică slăvită, neavând pacă sau închinăciune ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica. Pentru că sunt nemădulare ale trupului lui din carnea lui și din oasele lui, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va libi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în bisericile însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție celui ce ai citit. Lui Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Lui Tău. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte prin aceea. Să fim întâlnare, iar Mama Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vine. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ce asta? Mama lui a zis și lor ce slujeau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră,
puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte două sau trei vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis lui și i-au adus și când nu l-a gustat apa ce se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau. A strigat unul pe mine și a spus, face om bun, întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut între soi ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Se zice în toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, se zice... Doamne, toți stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru noi la viața, pacea, sănătatea, mântuirea și paza robilor tăi, valentă.